Pregătirea câinilor se face în așa fel încât să acopere o plajă cât mai mare de posibilități de ascundere, deoarece cei care se ocupă cu astfel de activitate au o imaginație bogată. După cum vedeți aici, avem canistre care au fost lucrate și prelucrate pentru a putea transporta în afară de combustibil atât și țigări. Deci aici este tăiată, are un încastrat în interior un recipient, da, în care se pot băga țigările, după care capacul este prins în horșuruburi, se chituiește pe exterior, se vopsește, deci nu se vede decât la un control foarte amănunțit. În canistra aceasta au fost găsite 14 cartușe de țigări. Canistrele acestea și tot ce vedeți aici a fost găsit cu ajutorul câinilor de serviciu. La găsirea acestor două canistre am participat chiar și eu. Canistrele erau aduse în țară din Ucraina prin vama Halmeu, într-o mașină relativ nouă, niște oameni bine îmbrăcați, tineri. Am dat canistrele jos din mașină, am văzut că aveau combustibil în ele, le-am mișcat, greutatea se apropia, cred, de 20 de litri, am bătut în ele, suna exact cum sună o canistră, avea aceeași rezonanță, nu mi-am dat seama până n-a venit câinele colegului meu din birou Vama Halmeu și a făcut marcaj pe acestea. Bidoane de ulei care sunt pline cu țigări, peturi de suc, cutii de cafea cu țigări, borsete în care la fel avem țigări, fidea, macaroane, da? Dacă uitați cum se prezintă în mod real, da? Pachetul, dacă luați în mână, e destul de consistent, există fidea în interior și ceea ce te face un pic să crezi că chiar e produsul prezentat pe ambalaj. Ambalaj de șervețele umede, de fapt avem țigări băgate. Acesta este un brâu, acestea au fost găsite pe persoane, deci țigări ascunse pe persoane, sub formă de brâu, se bagă pe sub îmbrăcăminte. Câinii reacționează foarte bine la o astfel de modalitate de ascundere, pentru că aici în centru exersăm inclusiv descoperirea pe persoane. Bineînțeles, trebuie să avem grijă ca colegii noștri patrubesc să nu rănească călătorii. Da? Scopul utilizării unor astfel de obiecte e pentru a da drumul câinilor în teren pregătiți pentru orice situație, pentru a putea reacționa pe orice obiect, în orice loc unde simt prezența mirosului de tutun, de țigarete. Începând cu 14 august, am venit în acest stagiu de pregătire cu câinele antitabac pe nume Tabi. Stagiul a ținut 10 săptămâni și sper că împreună cu el să avem descoperiri importante. Munca nu a fost nici ușoară, dar nici foarte grea. A fost un stagiu foarte interesant și sper în rezultate deosebite. Lucrez cu un cățel, Beagle, pe nume Billy, de 2 luni și jumătate. Facem o echipă bună. Îmi plac foarte mult Beagle-ii. E un câine jucăuș,
Este încăpățânat, muncesc să pot să-l domin și sper să fie bine în continuare, să mă asculte și să facem o echipă bună. Mai sunt colegi cu echipe canine la Giurgiulești? Da, mai avem un coleg cu un labrador, lucrează de 3 luni de zile la biroul Vama Giurgiulești, a dat randament, a descoperit foarte multe țigări. Cum de v-ați hotărât să intrați în programul acesta de pregătire a echipelor canine antitabac? Anul trecut am participat la un curs de echipaje mobile, controle fizice, mijloace de transport și mi s-a propus dacă vrem să luăm un cățel pentru a ne ajuta să descoperim țigările, iar eu am optat din prima pentru Beagle. Chiar m-a convins, am văzut o acțiune, ne-a prezentat-o un coleg și m-a convins să iau cățel. Câinele cu care lucrez eu este o cățea în vârstă de 5 ani, care a avut prima ei specializare a fost pe droguri, iar acum pentru formarea, pentru o mai bună eficientizare a echipei canine, am format-o și pe țigări. Știți că în această echipă, să spunem, este prima oară când sunt și femei? Da, știam că sunt femei, dar și femeile pot să facă față, nu numai bărbații. Eu chiar mă simt foarte bine când muncesc cu câinele. Chiar iubesc și câinele și munca, chiar îmi place. Deci îmi pare rău că nu am făcut asta mai demult. Sapă, bravo!